Primul și în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru întrebările și comentariile și preocupările voastre referind persoana mea și de ce postez mai puțin în ultimul timp. Problema stă în felul următor. De fapt, sunt mai multe problemuțe, dar care mă fac fericită în același timp. Uite, spre exemplu, tot weekendul ăsta am zăcut puțin. Sunt încă răcită, vorbesc pe nas, dar am avut o răceală puțin mai grea, iar joi și vineri a fost bebe. Andy a fost și el tot așa, n-a fost gripă, dar a fost o răceală mai puternică și nu știu alții cum sunt, dar eu când trec prin perioade mai stresante, mă îmbolnăvesc foarte rapid și nu mai chef de stat cu telefonul în mână, nu ai, chiar dacă este jobul meu, asta nu înseamnă că trebuie să filmez într-una chiar și când sunt bolnavă. În altă ordine de idei, luna trecută, de fapt în ianuarie, am început să rezolvăm treburi prin curte. A fost o lună destul de grea și pe 26 ianuarie am început renovarea casei. Mulți m-ați întrebat, n-ai terminat cu renovarea? De când m-am mutat aici n-am terminat, adică nu știu, nu v-ați obișnuit? Noi ce am renovat anul trecut în vară a fost zona de bucătărie, baie, camera de menaj și zona asta de zi, care e un fel de sufragerie, unde luăm masa, unde ne petrecem ziua practic, și ne mai rămăsese să renovăm dormitoarele și sufrageria. Și mergând spre acolo, vă dați seama că e o perioadă mai complicată, adică acolo facem mâncare, acolo dormim, acolo de toate, dar parte din viață, cred eu, și nu e o rușine, ci mai degrabă e o realizare și o chestie că se poate. Mă aud puțin cu eco, deci lipsa mea se datorează faptului că suntem într-o perioadă foarte aglomerată, dar avem pus deja și solul în dormitoare. Mai exact, am un eco aici maxim, vă fac așa puțin viziune. Am avut foarte mult de lucru, ca și în partea cealaltă, că am dat tot ce era jos pe pereți, am schimbat tavan, acoperiș, am întărit fundația pentru că să nu mai fim inundați și așa mai departe. A fost mult de muncă, dar suntem pe sfârșit și vreau să fac acest video să înțelegeți că și luna asta va fi cam așa cu postatul, pentru că trebuie să mă apuc de curățenie după ce zugrăvim și sperăm ca săptămâna asta pe la sfârșit să reușim să zugrăvim măcar dormitoarele, pentru că, repet, avem tot ce înseamnă porțelanată pusă pe jos. Nu punem parchet, pentru că m-ați întrebat despre parchet. Nu punem parchet pentru că stăm într-o zonă cu umiditate ridicată și vrem ceva de lungă durată pe jos, așa că am ales o gresie porțelanată cu print așa, de care seamănă cu parchetul. Avem, cum v-am spus, holul este făcut, dormitoarele sunt făcute, iar sufrageria avem aici de pus, bineînțeles, becuri și să... Ce mai avem de pus aici? Să punem pe jos solul. În rest, e făcut tot. Avem de pus plinte, sol în sufragerie și ce mai? Chituit, văruit, pus de becuri, pus de prize și cam gata. S-a terminat și ne-am luat ultima piatră de pe suflet. Din acest motiv suntem cam absenți, pentru că suntem băgați în treabă mare și, deși partea asta a casei am renovat-o, s-a întâmplat ca după ce am renovat partea cealaltă să pățim, uite, asta și trebuie executată și ea. Dar, în altă ordine de idei, îmi pare rău că nu pot fi mai mult prezentă online lunile astea, cel puțin de o lună, că pe aici bântui, dar... Nu am putut mai mult din simplu motiv că trebuie să fim prezenți în multe locuri în același timp și suntem noi doi care trebuie să ne ocupăm practic de toată organizarea, deși am avut și persoane care s-au ocupat. Ștefan muncă multă, 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 iar eu trebuie să mă ocup de restul. Ați văzut, sunt foarte mult timp în grădină, grădina merge și ea tot așa în urmă, tot din acest motiv, dar ăsta este ultimul hop pe care trebuie să-l mai facem, ca mai apoi să ne vedem de treabă cu grădina, cu animalele, că m-ați întrebat despre găini, încă nu am cumpărat găinuțe,
să ne vedem după de treabă și să avem toată primăvara și toată vara la dispoziție și tot timpul de acum înainte să ne bucurăm de lucrurile care ne fac fericiți. Ăsta este motivul pentru care sunt cam absentă în ultima perioadă. Am spus că luna asta o să mă ocup puțin mai mult, vlogul puțin mai mult, vă mai arăt ce mai facem pe la casă, când ne apucăm de decorat prin casă și așa mai departe. Deci va fi o lună mai palpitantă, așa, din punct de vedere al vlogurilor zilnice, că acolo am să vă arăt mai multe lucrușoare ce facem pe aici prin casă. Astea fiind spuse, cam așa stă situaționul. V-am pupat, ne vedem mai încolo, căci filmez un daily de ce am mai făcut pe aici, prin curte, casă și așa mai departe.